La doar 45 de ani, viața acestui gălățean s-a schimbat complet. Pe 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae, un incendiu cauzat de scăpările de gaz ale buteliei i-au distrus locuința din blocul G2 din cartierul Micro 19. Omul a ajuns la spital cu arsuri grave pe aproximativ 50% din suprafața corpului, mâini, față, piept și spate. După luni întregi de chin pe patul de spital și mai multe operații, acesta continuă să fie victima unui destin necruțător. Din cauza faptului că nu mai are casă, cei 4 copii cu vârste între 18 și 23 de ani au fost nevoiți să se adăpostească pe unde au putut, pe la colegi, pe la oameni miloși sau au fost luați în plasament. Aveți 4 copii? Da. Locuiesc cu dumneavoastră în adăpost? Doar cel mare locuiește acum acolo, în locuință. S-a întâmplat explozia. Dar nu e un spațiu corespunzător? Nu. E un spațiu foarte mic. Nu-i de-a locui mai multe persoane. Dar nu este apă, nu este lumină, nu-i căldură, nu-i nimic. Acolo e, dar... Spui că nu stai sub cerul liber, dar în rest nu-i locuit. Și ceilalți copii? Ceilalți, unul a mai rămas în plasament, care îl mai ține vreo luni de zile o doamnă, și după aia o să iasă la pensie și chiar m-a întrebat unde o să stie și i-am spus că acolo nu se poate locui, unde e un spațiu mic și el vrea să-și urmeze școala, că este în clasa a 11-a și vrea să urmeze pe a 12-a și să vedem acum, nu știu. Gălățeanu trăiește acum într-un adăpost social și supraviețuiește de pe o zi pe alta dintr-o pensie de boală de 3 milioane de lei. Acești bani se duc toți pe medicamente, pe alifii și pe operații de care încă mai are nevoie pentru a fi cât de cât un om normal. Am rămas cu niște, așa, cu niște defecte, cu... Ați rămas cu sechele? Pe ce suprafața corpului ați avut arsuri? Mâinile, spatele, capul, ars... Mai e un tratament. La vechea locuință nu a mai avut curajul să se întoarcă din cauza faptului că vecinii îl învinovățesc pentru tragedia care a distrus alte peste 20 de locuințe din blocul cu pricina. În disperare de cauză, bărbatul spune că este gata să doneze și un rinichi cuiva care l-ar ajuta să aibă o locuință pentru el și cei 4 copii pe care și-i dorește alături.